Cred că aș putea să lansez un serial doar pe baza notelor de fundamentare privitoare la alocările de fonduri într-un domeniu sau altul, a spus senatorul de Dolj în cadrul unei conferințe de presă, referindu-se însă la Arad. V-am promis în urmă cu ceva vreme că vom continua analiza cu maximă atenție modului în care își propune domnul primar Gheorghe Falcă să cheltuie banul public în anul electoral 2016. Credem că în continuare domnia sa se pregătește de campanie electorală și nici de cum de programe de dezvoltare pentru municipiul Arad. Și astăzi în întâlnirea noastră am prezentat cel puțin trei chestiuni foarte interesante. Aflăm că primăria își propune anul acesta să cumpere un soft pentru registrul spațiilor verzi și totodată să instruiască personal care să folosească acest soft. E o sumă modică, trebuie să recunoaștem, numai vreo 167 de mii de lei. Iar pe de altă parte vedem că domnul primar, care este un ecologist convins, dorește să treacă și la diagnosticarea arborilor din municipiul Arad pentru suma modică de 150 de mii de lei noi. Acesta a mai spus că socialdemocrații vor adresa săptămânal întrebări referitoare la cum sunt cheltuiți banii arădenilor.